În aceste condiții în care avem 100.000 de cazuri pe săptămână, în aceste condiții în care avem o medie de peste 300 de decese pe zi în valul al patrulea al pandemiei, în aceste condiții avem în continuare oameni irresponsabili, plătiți din bani publici, care promovează mesaje împotriva vaccinării, promovează teorii ale conspirației. L-avem acum pe Ambrozie, preasfințitul Ambrozie, care în acest moment critic ne spune că incendiile din spitale sunt o făcătură și vine cu mesajul acesta: nu vă grăbiți să vă vaccinați. Popii plătiți din bani publici vin să submineze campania de vaccinare, vin să promoveze teorii conspiraționiste, vin să facă politică în biserică. Hai să-l auzim pe preasfințitul Ambrozie. Nu vă grăbiți să vă vaccinați, lăsați-i pe ei să se vaccineze întâi. Întâi toți parlamentarii și toți senatorii și deputații și la urmă mai rămâne un vaccin din astea 120 de milioane cumpărate de Câțu, atunci să vă vaccinați. Atunci să vă vaccinați. Parlamentarii s-au vaccinat deja, asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o. În afară de câțiva peneliști cu convingeri religioase, câțiva auriști, parlamentarii s-au vaccinat, au fost primii care s-au vaccinat, s-au bătut să fie primii. De ce s-au înghesuit bogații planetei să se vaccineze? Că au știut că asta e soluția. Nu, noi suntem mai deștepți și lansăm mesaje împotriva vaccinării. Omul acesta este responsabil pentru sute de mii de morți. Mesajul acesta e responsabil pentru sute de mii de morți. Lipsă de responsabilitate, mesaj împotriva vaccinării, într-o biserică, mesaj al unui om plătit din bani publici. Salariile preoților sunt, într-un procent semnificativ, plătite de la bugetul statului. E în regulă să avem un stat puternic și să ne implicăm. Dar nu cred că e în regulă să avem oameni plătiți din banii noștri, ai tuturor, fie că vrem sau nu vrem, care promovează astfel de mesaje. O lipsă de responsabilitate. Și merge mai departe cu conspirațiile. Ambrozie. Dau foc românilor în spitale. Cum se poate? S-a întâmplat la București, până s-a întâmplat la Iași, până la Constanța. Ard de vin spitale. Sigur că e o făcătură. Nu se poate ca mileniul ăsta al treilea în care trăim noi să n-ai detector de fum. Să nu ai detector de fum, dar oare de ce nu a fost detector de fum la Constanța? De ce? Pentru că managerul spitalului a cerut fonduri pentru un detector de fum, pentru un sistem de stingere a incendiilor. Dar de ce nu s-a întâmplat asta? Poate pentru că banii s-au dus către biserici, ca să-și umfle buzunarele acești slujitori ai Domnului. Acești oameni responsabili pentru mii de vieți pierdute, dar care nu își vor asuma niciodată, în niciun fel, responsabilitatea. Îl mai auzeam pe unul care spuneam că în morții de COVID sunt niște martiri, să nu le fie frică. Mesaje jenante de la oameni plătiți din bani publici. E normal ca noi cu toții să plătim acești oameni ca să transmită astfel de mesaje. Și nu se întâmplă doar în biserică. Teodosie de la Constanța lansează același mesaj la Radio Dobrogea. Neorânduială, aș putea să spune, în această forțare care este nefirească, fără temei și cu rolul de a speria ca să vă vaccinați forțat. Nu acceptați. Avem personalitate de sine fiecare. Sunteți apărați de Constituția țării și chiar de Constituția europeană, de legile europene. Da, uite, un alt prea fericit, Teodosie de la Constanța, care lansează același mesaj: nu acceptați vaccinarea. La fel ca și Ambrozie. Oamenii aceștia plătiți din bani publici, oamenii aceștia care trăiesc fără probleme. Ce crezi că se întâmplă dacă ajunge unul ca ăștia doi la spital? Vor primi cel mai bun tratament. Poate primesc tratamentul Trump cu anticorpi monoclonali. Nu o să fie tratamentul acela pentru toată lumea. Pentru ei e confortabil să vorbească acolo de sus: stați, nu vă vaccinați, nu vă faceți griji, totul e bine. Păi da, pentru că pentru ei, pentru oameni ca ei, întotdeauna se vor găsi soluții. Oricum mai multe decât pentru un om obișnuit. Mi-am pierdut răbdarea cu toate șoșocile, cu toți preoții plătiți din bani publici, oameni care neagă realitatea. Sunt oameni care pe bune trăiesc într-o altă lume. E jenant. Nu pot să înțeleg cum sunt oameni care cred, nu, spitalele sunt goale, ambulanțele sunt goale. Sunt oameni care, nu știu, de frică sau din ce motiv, trăiesc într-o realitate paralelă. Nu, oamenii n-au murit de COVID, alte cauze. E jenant și e jignitor pentru familiile care au pierdut. Au pierdut mult în această perioadă. Au pierdut și nu vor mai primi înapoi. Viețile acelea pierdute nu vor mai fi recuperate. Gata, s-a terminat și vor mai fi câteva mii și în această săptămână de vieți pierdute. Și la fel și săptămâna viitoare. Și tot așa, mai departe. Pentru că vocile care cumva beneficiază de mai multă audiență sunt aceste voci. Vocile intoxicării, ale manipulării, ale dezinformării. Dincolo de responsabilitatea idioților de la guvernare, dincolo de Iohannis, Câțu și guvernul lor, dincolo de incompetența acestor oameni, care e absolut reală, ei sunt în primul rând responsabili pentru eșecul campaniei de vaccinare, pentru eșecul pregătirii pentru valul al patrulea. Dincolo de asta, sunt acești oameni. Teodosie, Ambrozie, toate șoșocile, toate Budeanu, toți fanii Budeanu, toți fanii Șoșoacă, toți fanii Ster, toți acești oameni care promovează astfel de mesaje, dezinformează și fac pe oameni să ajungă în situația în care suntem astăzi, când nu mai sunt locuri în spitale, când oamenii mor așteptând un loc la ATI. Dar lor nu le pasă. Nu le pasă. Trebuie să ne aplecăm asupra acestor probleme și să găsim soluții astfel încât astfel de oameni să nu mai fie plătiți niciodată din bani publici. Dacă enoriașii acestei biserici vor să-l plătească pe Ambrozie sau vor să-l plătească pe Teodosie ca să vină să latre astfel de povești, e în regulă. Dar nu cred că toți cetățenii responsabili ai acestei țări trebuie să plătească pentru că acești oameni să mintă, să dezinformeze și să pună vieți în pericol. Asta fac acești popi. Popi plătiți din bani publici, plătiți să dezinformeze și să pună vieți în pericol. Mi-e silă de ei, îmi pare rău pentru oamenii care se lasă influențați de astfel de specimene.